Bine ați revenit alături de noi. Justiția la nivel național, dar și european, subiectul central al discuției din această seară. Vorbeam înainte de pauză de publicitate că vom avea o opinie din partea unui politolog. De altfel, domnul Daniel Uncu este în legătură cu noi. Bună seara, domnule Uncu! Bună seara, bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi prin telefon. După cum bine știți, în prima parte a emisiunii am încercat să aflăm, de fapt, dacă e important parchetul european și dacă și dumneavoastră credeți că Laura Codruța-Kvesi are șanse să ajungă prim procuror șef european. De altfel, o funcție la asemenea nivel în continentul european n-a mai fost deținută de foarte mult timp de către un român. Da, păi știți că din punctul meu de vedere lucrurile sunt cât se poate de clare și vreau să fac o precizare. Mie îmi repugnă ideea de a face previziuni cu vocația Mafaldei. Sigur că sunt șanse mari ca Laura Codruța-Kvesi și să ocupe această funcție. În primul rând, această funcție, în practic, ea e foarte nouă ca funcție. Da. În aprilie 2017, dacă țin bine minte, 16 state membre au convenit să colaboreze mai strâns, cum au zis ele, pentru a combate frauda, dar atenție, împotriva UE. Și fac această precizare pentru că s-a vehiculat foarte mult în spațiul public ideea că această instituție a procurorului european va interveni în mod discreționar în politicile parchetelor țărilor membre ale Uniunii Europene. Am văzut un articol asemănător, îmi cer scuze că vă întrerup, doar că pe Sputnik, adică totuși. Da, nu, deci asta este o aiureală, nu are legătură cu așa ceva și vreau să ne fie foarte clar. Documentele europene sunt cât se poate de clare. Odată ce va fi funcțional, parchetul Uniunii Europene va avea competența doar de a investiga și a urmări penal, într-adevăr, infracțiuni care afectează bugetul Uniunii Europene. Punct. Adică fraude cu bani europeni, corupție legate de bani europeni și de funcții politice europene, spălare de bani europeni, fraudă transfrontalieră în materie de taxă pe valoare adăugată. Credeți că România a avut astfel de practici nu tocmai legale pe parcursul său? De când e stat membru în Uniunea Europeană? Probabil că da. Repet, dacă nu mă înșel, chiar unul dintre dosarele domnului Dragnea are o asemenea conotație europeană. Da? Deci, cu siguranță, în aceste cazuri, procurorul european, indiferent care va fi acela, va interveni. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, trebuie să vă aduc aminte că statele membre ale Uniunii Europene pierd cel puțin 50 de miliarde de euro în venituri din TVA în fiecare an din cauza fraudei transnaționale. Este o sumă fabuloasă. Deci e clar că această instituție era absolut necesară. Era absolut necesar, deoarece parchetele naționale nu aveau jurisdicție în domeniul transfrontalier decât redusă. Dar în același timp, această instituție, chiar dacă apare o instituție care uzurpă anumite tipuri de suveranități naționale, să spunem așa, în cazul de față chiar nu este o instituție care să uzurpe aceste suveranități. Și asta o spun pentru că foarte mulți oameni comentează fără să știe despre ce este vorba. Nu, deci, repet, ea se referă doar la bani europeni, fraudă, corupție, spălare de bani, fraudă transfrontalieră în materie de TVA. Și atunci, dacă România, vă rog, dacă România e un stat care a semnat acest acord de colaborare mai strânsă, putem vorbi sau dumneavoastră cum vedeți lucrurile? E o luptă de persoană la persoană, dat fiind faptul că liderul PSD are un dosar care se încadrează în viitoarele competențe a parchetului european. De unde atâta înverșunare împotriva Laurei Codruța-Kvesi și din partea grupului PSD-ALDE, fiindcă au fost toate tunurile puse pe Codruța-Kvesi și atât cele mediatice cât și cele politice, ne mai vorbind aici de implicațiile ministrului Justiției și așa mai departe. Da, da. Este evident că doamna Kvesi, cu bunele și cu mai puțin bunele pe care le-a exersat în funcția de, mă rog, șef al DNA,
a deranjat enorm acest binom cu vocație pușcăriabilă, pe care îl știm cu toții, și bineînțeles că era aproape de neînchipuit că binomul în cauză nu va trece la represalii. Asta a fost un moment. Ceea ce este foarte interesant este că ne aflăm într-o situație, așa, mai mult sau mai puțin inedită, dar în orice caz tristă, în care o țară membra Uniunii Europene votează practic împotriva candidatului ei la o funcție europeană. Deci, practic, PSD-ul, care este un grup parlamentar, să nu uităm, adică are în Parlamentul European un grup foarte mare și extrem de influent, având în vedere că în Europa, practic, socialdemocrații nu prea sunt la putere. Da. Deci el este foarte, foarte influent. Deci putem spune, extrapolând, că România, în ghilimele, a votat împotriva, sau mă rog, a făcut lobby mai bine spus împotriva Laurei Codruței Kövesi. Sigur, aici trebuie făcut o remarcă meritorie. Sunt liberalii, Partidul Național Liberal, oameni ca Siegfried Mureșan și alții pe care nu are rost să-i amintim aici, sunt cunoscuți deja, care au militat pentru ca doamna Kövesi să prindă această... A fost un vot chiar la nivel de Partid Național Liberal, dacă nu greșesc, da, pentru susținerea din toate mijloacele posibile a candidaturii. Da, numai că atenție, nu este adjudecat încă. Da, nu uitați categoric. Că avem acum o negociere extrem de politică, să-i spunem așa. Dacă nu mă înșel, joia viitoare, pe 7 martie va avea loc, la conferința săptămânală a președinților, pentru telespectatori, conferința asta a președinților este compusă din liderii grupurilor europarlamentare plus președintele Parlamentului European, italianul Antonio Tajani. Da. Și este format acolo prin, mă rog, cele mai influente grupuri parlamentare sunt și favorabile, că aici mă refer, favorabile doamnei Kövesi și ar fi PPE-ul ca lideri, da, Manfred Weber, mai este, dacă nu mă înșel, domnul Bullmann de la Socialdemocrați, tot din Germania, amândoi, celebrul și, mă rog, nu foarte simpaticul din punctul meu de vedere, Guy Verhofstadt de la ALDE din Belgia și așa mai departe. Deci există un nucleu, să spunem, quasi dur, care o va susține pe doamna Kövesi din partea Parlamentului European în relația cu Consiliul Uniunii Europene, care a optat pentru celălalt candidat, în scap acum numele, din Franța. Din Franța, da. Domnule Uncu, o ultimă întrebare către dumneavoastră. Credeți că PSD va continua presiunea la nivel european, dacă putem să numim așa, până în ziua anunțării câștigătorului, adică până în ultimul moment? Nu prea mai are ce presiune să facă, pentru că dacă nu mă înșeală pe mine informațiile, cred că e deja o informație din autoritate publică, PSD-ul a anunțat că se retrage din negocierile pentru numirea procurorul european. Dacă mă înșel, vă rog să mă contraziceți. Mie așa am văzut astăzi pe o agenție de știri. Deci nu va mai, practic nu mai vrea să participe la această negociere. E o înfrângere oare din punct de vedere a politicilor PSD? Pe dumneavoastră pot să vă întreb fără niciun fel de rezervă. În momentul de față, aici este un răspuns pe care nu pot să vi-l dau un da și nu. PSD în momentul de față, da, din punct de vedere al imaginii, a înregistrat o înfrângere majoră. Totuși, PSD-ul, după cum observați, face jocuri în interiorul Parlamentului European. PSD-ul este la putere. PSD-ul în acest moment, nici nu cred că trebuie să vă atrag atenția asupra acestui fapt, se confruntă cu o mișcare contestatară internă extrem de puternică. Uitați-vă ce se întâmplă în justiție, 5.000 de magistrați se revoltă, CSM-ul se revoltă, Parchetul General se revoltă, DNA-ul se revoltă și au dat comunicate publice în acest sens, se revoltă referitor la Ordonanța 7, da. Și PSD-ul merge liniștit înainte. Vreau să fac o... îmi repugnă predicție, dar mi-e teamă că PSD-ul va merge până în pânzele albe. Și când spun până în pânzele albe, poate că o să avem o discuție la un moment dat într-o emisiune, mi-e teamă că se pregătește PSD-ul să nu lase puterea din mână în niciun mod. Și nu vreau să spun mai multe, își dă seama că din punct de vedere democratic și al jocului dinamicii și al dinamicii instituțiilor democratice din România, el începe să piardă
și mi-e teamă că e pregătit să facă totul pentru a, ca să nu piardă. Domnule Uncu, noi vom fi aici în platoul București TV în apărarea adevărului și a democrației. Sper să ne vedem cât de curând aici în platou la noi, pentru că avem cu siguranță și mi-e teamă că vor apărea multe subiecte de discuție interesante livrate pe tavă de către actuala guvernare. Mulțumesc tare mult pentru intervenție și sperăm cât de curând la o democrație adevărată aici în România. Să dea Dumnezeu, seară frumoasă! Seară frumoasă aveți și noastră. Iată că, domnule deputat, o părere apartinică de această dată, care a coincis parțial cu a domniei voastre pe modul în care se joacă lucrurile la nivel european și la nivel național. A vorbit toată lumea, probabil, fiindcă alegerile europarlamentare vor fi esențiale în a vedea ce se întâmplă pe scena politică internă română. Cu toate că sunt destul de departe de populația română alegerile europarlamentare și, din păcate, am avut o prezență foarte scăzută până acum, sau destul de scăzută la vot pentru europarlamentare. Dumneavoastră sunteți adeptul același idei privind importanța alegerilor europarlamentare ca prestigiu, ca nume, ca imagine pentru clasa politică națională? Eu cred că orice exercițiu electoral este important și folosesc și această ocazie pentru a îndemna cetățenii români să meargă să voteze. Reprezentanții României în Parlamentul European sunt reprezentanții noștri într-un for care este al nostru și în care se discută legi, reglementări pentru noi și se vorbește despre banii noștri. Europa nu este o instituție cu domiciliul la Bruxelles. Uh-huh. Europa este în România. România este în Europa. Suntem parte a acestui mecanism, nu suntem niște tolerați, nu suntem niște periferici, suntem parte a acestei instituții numite Uniunea Europeană. Și e foarte important să ne spunem părerea și acolo. Cred că miza acestor alegeri europene, foarte punctual, e în ce direcție o ia România, realmente. Înspre lumea occidentală, înspre ceea ce înseamnă Uniunea Europeană în forma sa... Nu suntem deja în direcția aceea? Eram, dar ne-am schimbat. Momentan suntem îndreptați spre axa Moscova-Istanbul, spre autocrație. O secundă, vreau punctual aici. Astăzi spuneți că măsurile pe care le implementează guvernul PSD-ALDE sunt unele menite a îndrepta politica română către Moscova? Către ceea ce înseamnă axa, încă o dată, Moscova-Istanbul, adică okay. Autocrație, da. La limita dintre democrație și dictatură, cu unii pași făcuți dincolo de linia roșie a democrației. Da, și am spus-o și de la tribuna Parlamentului. În momentul în care statul de drept este nu șicanat, ci sabotat, asta și democrația nu sunt două lucruri care pot să stea în aceeași încăpere. Nu sabotezi statul de drept și între timp spui, păi, ba da, da, avem totuși democrație. Nu, aia deja nu mai e democrație, nu mai e stat de drept în sensul acela european al lucrurilor. Și în Turcia avem o aparentă democrație. Și în Rusia avem o aparentă democrație. Oamenii participă la alegeri. Dar da. Și întrebarea în Sovietică participau la alegeri. Aia, vedeți? Întrebarea este, ce fel de democrație ne dorim, de fapt? Democrația de tip Putin-Erdogan sau democrația de tipul Europei, celea spre care tindeam atunci când ne doream să fim parte din Uniunea Europeană. Iată, am ajuns acolo și acum parcă ne răzgândim puțin. Vrem și în Uniunea Europeană așa cu un picior, dar metodele pe care le practicăm în interiorul țării țin mai degrabă de autocrație spre dictatură. Și dat argument în ceea ce ați spus noastră mai devreme, vino are discursurile despre care am vorbit de altfel în scurtă pauză de publicitate. Discursuri nu tocmai pro-Uniunea Europeană, nu tocmai spre coeziune, chiar dacă noi, în calitate de președinte a Consiliului Uniunii Europene, ca țară mă refer, avem unul dintre principalele cuvinte din motto și scopuri către care ne îndreptăm, coeziune. Da, sigur că da, se pun pe frontispiciu tot felul de cuvinte frumoase, da. Dar toată lumea vede dincolo de aceste cuvinte, ne interesează practica efectivă. Și atunci când vezi Comisia Europeană, prin raportul MCV, care apropo e obligatoriu pentru că e parte din tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Comisia de la Veneția, Greco, toată lumea îți spune nu ești pe drumul cel bun. Dimpotrivă,
nu mai fă lucrurile astea, reversează-le, hai înapoi spre statul de drept, nu mai amenința independența justiției. Și dânsii merg parcă și mai accelerat în direcția greșită. Lucrurile astea nu poți să nu le vezi sau să le treci cu vederea ca fiind ceva neimportant. Ați vorbit de Comisia de la Veneția, ați vorbit de mecanismul de cooperare și verificare. Am auzit eu, la rândul meu, deputați în Parlamentul României care spuneau că trebuie întreprinse toate măsurile de anulare a mecanismului de cooperare și verificare, mai ales după acea ultimă sentință, cu ghilimele de rigoare, care a fost una de tip de recomandare pentru România în a primi, a se îndrepta către o democrație perfectă, mă rog, sau cel puțin sustenabilă. Domnule Seidler, avem sau riscăm să avem politici mai agresive către statul de drept, fiindcă s-au atins unele limite, după cum spuneați dumneavoastră anterior. Da, și aici sunt de acord cu antevorbitorul, cu invitatul nostru prin telefon, care spunea PSD nu se va opri. Și eu cred același lucru. Din păcate, PSD nu se va opri, pentru că prea sunt angajați cu surile și trâmbițe pe lupta aceasta. E o miză nu doar personală a domnului Dragnea, ci a multor altora din jurul dânsului, care au avut sau au probleme de natură penală similare cu ale dânsului, și atunci toată acea întreagă grupare nu se va opri, pentru că pentru ei miza e una foarte directă, personală, se simte pe piele direct. Nu se vor opri. Și atunci ce trebuie să se întâmple la nivel național ca ei să se oprească? Cel mai bun mod de a opri ordonanța 13, după cum s-a văzut, a fost reacția masivă a cetățenilor. A fost probabil pentru prima dată când am avut o reacție nedirijată. Am avut o reacție total naturală a oamenilor. Următoarea reacție naturală ar fi pe 26 mai, cât mai mulți, ca să nu spun toată lumea, cetățeni români, cât mai mulți cetățeni români să meargă, să voteze și prin asta să transmită un mesaj foarte clar despre direcția pe care și-o doresc României. Eu mi-aș dori să văd un procent mai mare de 35% cât a fost la ultimele alegeri europarlamentare. Din păcate, trendul european arată că interesul față de instituțiile europene scade treptat cu fiecare scrutin electoral care se desfășoară pentru Parlamentul European. Sunt destul de reținut în a... Sper totuși să avem... Pe de altă parte, dacă vă uitați la toate sondajele de opinie realizate în ultima perioadă și care vizează alegerile europarlamentare, indiferent de casa de sondare ce le livrează, e un lucru interesant pe care majoritatea cred că nu l-au băgat în seamă. Rata declarată de participare la vot este foarte mare, undeva la 70-80%. Sigur, știm pe de altă parte că acolo oamenii declară mai degrabă că vor merge la vot și după aceea lucrurile nu stau chiar așa în realitate, dar la participarea de 33% reală, declarația era din sondajele vremii de 55% de participare la vot. Ei, de fapt, vedem o creștere de aproximativ 25% din totalul populației ca declarație, cel puțin, de interes în a participa la vot. Dacă jumătate din asta se și materializează, înseamnă că avem o mobilizare chiar foarte importantă la vot. Eu mă bucur că aveți atâta optimism, dar tind să-l cred mai mult pe Churchill, care spunea că voi crede doar sondajele pe care le falsific eu. Eu voi crede sondajele care se confirmă în rezultatele de la urne. Da, rare ori s-a întâmplat, foarte rare ori s-a întâmplat să avem egalitate între ceea ce s-a întâmplat în sondaje și ce am avut în ziua alegerilor. Domnule deputat Seidler, rămânim puțin pe alegerile europarlamentare și rămânim pe discursul care se întâmplă la nivel național. Credeți că vom avea o accentuare a discursului anti-european în direcția aceasta? Da, PSD, ALDE au mers deja în direcția discursului anti-european. Tot de la ei vine și testarea terenului cu ro-exit, la care vă referați la început. Încă o dată am auzit discursul de la președintele Camerei Deputaților și de la vicepreședintele Camerei Deputaților, care spuneau vom face ce avem noi de gând să facem în ciuda Uniunii Europene. Adică lucrurile acestea nici măcar nu le mai ascund, nu zâmbesc pe la față și rânjesc pe la colțuri, ci o spun direct, și discursul anti-european se va accentua. Totuși, avem acum, nu știu, Brexit-ul, care ne spune foarte clar că nu e bine să fii împotriva Uniunii Europene. Deja sunt efecte colosale din punct de vedere economic acolo. Nu știu dacă sunt fondate acuzațiile. Vorbiți de faptul că ro-exit-ul a fi un curent de încercare a pieței din partea guvernului PSD-ALDE? Da, asta au încercat prin ro-exit. Nu sper, dar nu cred că ei măcar
se gândesc la modul foarte serios să meargă în urma Marii Britanii, mai ales că momentan se arată că Marea Britanie a plecat pe seria Adio, dar rămân cu tine. Da. Dar discurs anti-european avem și în Ungaria. Da? Și vedem foarte multe similitudini între felul de comportament politic și chiar administrativ al premierului Victor Orban din Ungaria, cel care a devenit celebru inventând democrația iliberală. Adică un fel, da, au fost curentele iliberale spuse în teorie doar până acum. Da, dar dânsul chiar a existat școli de gândire. Sigur, dânsul a și spus, a și practicat-o și o practică în continuare. Ei, PSD ALDE merge pe exact linia aceea, rămânând instituțional în cadrul Uniunii Europene, dar având un discurs puternic eurosceptic, dar asta strict din motive ce țin încă o dată de problemele personale de ordin penal a dânșilor, inclusiv referitor la manipularea fondurilor europene. Și atunci, revenind la întrebarea pe care am adresat de două ori, cred că deja în emisiunea asta, vorbim de o luptă personală? Eu refuz să cred că totuși PSD e cel mai mare partid la nivel național. Trebuie să spunem lucruri pe nume. Și încă în sondaje este în top. E o luptă personală a lui Liviu Dragnea, dar nu doar a lui Liviu Dragnea, pentru că, așa cum spuneam, sunt o mulțime de actori cunoscuți de altfel pe plan local, unii dintre ei cunoscuți chiar și pe plan național, care au probleme similare în materie penală cu cele ale domnului Dacă Liviu dispare Dragnea. Liviu Dragnea și acoliți cu aceleași probleme penale, deputatul Zeidler ar lăuda PSD? Deputatul Zeidler nu are momentan de ce să laude PSD-ul. Nu momentan. Dar să știți că nu am... Nu vreau să fiu nici tip bababanga. Dar înțeleg în sensul întrebării dumneavoastră. Să știți că am semnat proiecte de legi alături de parlamentari ai PSD, da. Am votat proiecte de legi alături de parlamentari PSD, atunci când proiectele respective de legi am considerat noi că sunt benefice pentru România, fără a face niciun fel de troc politic de orice, adică n-am făcut niciun compromis, ci pentru că pur și simplu noi am crezut că proiectele respective sunt benefice. În același timp, știm foarte clar că acele proiecte de legi nu atingeau durerile majore ale Partidului Social-Democrat și ale guvernării lor, așa cum, din păcate, le știm din ultimii doi ani. Este USR un partid cu gândire de stânga? Nu, noi am refuzat axa stânga-dreapta și nu doar noi o refuzăm, ci în teoria politică merge în contemporaneitate dincolo de axa aceasta. Dar nu poți fi cu toți. Dar nu trebuie să fii cu toți. Vă dau un exemplu. Mai contestă cineva astăzi ideea de sindicat, care e o măsură, care e o noțiune de stânga, evidentă. Dar e acceptată și, dimpotrivă, dialogul social e deschis și a fost deschis de-a lungul timpului de guverne de dreapta, fără nicio problemă. Adică sunt elemente de dreapta și sunt elemente de stânga care, în momentul de față, dincolo de începuturile teoriei politice, sunt acceptate, aplicate și practicate în țările civilizate, hai să spunem, de țările membre NATO și ale Uniunii Europene. Și atunci noi spunem, sunt măsuri de dreapta de care România are nevoie și sunt măsuri care pot fi considerate de stânga, mă rog, mai degrabă de centru dreapta și de centru stânga în România, fără a ne declara partizanii doar a unei concepții teoretice politice. Suntem doar de centru dreapta și tot ce e de centru stânga e de aruncat la gunoi sau invers. Bine, și PNL a avut proiecte de legi, spre exemplu creșterea alocațiilor, este un proiect 100% social. Ei, vedeți, deci axa asta dreapta-stânga... Și atunci vom avea în statutul partidului? Mai degrabă statutul partidului nu e unul în nu e unul pe care la care trebuie să lucrăm din perspectiva asta, ci e foarte bine stabilit deja. Sunt stabilite câteva principii și câteva linii evidente acolo. Credem mai degrabă în axa, cel puțin personal, cred în lucrul acesta, deschis-închis, unde noi categoric ne situăm la polul deschis. Pentru că la noi oamenii se înscriu în partid online, totul e foarte transparent, ne votăm candidații la funcțiile publice în mod egal, lucrurile sunt foarte transparente din perspectiva gestiunii organizațiilor locale. Și când vom avea o situație clară sau nu va exista niciodată o
poziționare a partidului USR. Păi eu vă invit și pe dumneavoastră, vă invit și telespectatorii să citească documentele pe care noi le publicăm. În mare parte le-am parcurs, dar... Publicăm zilele acestea încă două capitole noi din programul nostru de guvernare, pe educație și pe sănătate. Vă rog să le citiți, vă rog să vedeți dacă măsurile de acolo vi se pare că se potrivesc situației din România și să stabiliți dumneavoastră dacă vedeți mai degrabă măsuri de dreapta sau de stânga acolo. Cu siguranță e foarte interesant ce spuneți dumneavoastră, dar oamenii de acasă așteaptă, oamenii vor să știe dacă e alb sau negru. Oamenii cred că așteaptă dacă e alb sau negru atunci când se întreabă, dar oare va investi cineva pe bune în autostrăzi în România? Cu siguranță. Și autostrăzile nu se construiesc nici cu politici de stânga, nici cu politici de dreapta. Autostrăzile fie le faci, fie nu le faci. Experiența românească din ultimii 30 de ani a fost mai degrabă nu le facem. Ei, noi vom arăta cum le vom face și ce măsuri administrative și câți bani vom aloca. Dar sunteți perfect conștienți de faptul că electoratul românesc în general e ori de stânga, ori de dreapta. Adică așa a funcționat, așa funcționează. Tind să vă contrazic. Cred că electoratul românesc a fost mai degrabă pro sau anti-fesenist, pro sau anti-PSD-ist. Da, care înseamnă de dreapta sau de stânga? Ei, aici permiteți-mi să vă contrazic, pentru că PSD a luat la un moment dat niște măsuri de dreapta, așa ar fi aplaudat toți teoreticienii de dreapta măsurile respective. Okay. Așa că lucrurile astea sunt relative. Se pune mai degrabă eticheta de stânga pe PSD, cât că uneori nu are nicio treabă. Să fur de la săraci pentru a acumula pentru bogaților nu este stânga deloc. La ce vă referiți aici? La dosarul... în care Liviu Dragnea este acuzat că a practic luat fonduri de la Direcția Generală de Asistență Socială Tellerman pentru partid. Trebuie să specific aici dacă ne urmărești în acest moment sau dacă ajunge informația la urechile domniei sale, e binevenit în platoul București TV, îl așteptăm cu mare drag și pe oricine altă, oricare alt reprezentant, pardon, vorbesc de încileză, oricare alt reprezentant a Partidului Social Democrat și nu doar. După o scurtă pauză de publicitate vorbim despre ceea ce ne interesează cu siguranță pe toți, aurul, domnilor. Aurul este cel care, pe care și l-au dorit oamenii întotdeauna, este bunul pe care ne-l dorim cu toții. Aurul e dorit atât că și de guvernul PSD-ALDE, vorbim după o scurtă pauză de publicitate dacă ajunge aurul în România sau nu.